O grevă declanșată în Catalonia la inițiativa separatiștilor a blocat circulația trenurilor și traficul auto pe mai multe autostrăzi din regiune. Apelul a fost lansat de Sindicatul Pro Independență și două asociații pro-separatiste. Un tren de mare viteză care face legătura între Barcelona și Lyon, Franța, a fost nevoit să se întoarcă din drum din cauza grevei pro-separatiste din Catalonia. Numeroase șosele și autostrăzi au fost blocate, cele mai afectate fiind autostrăzile AP7 de-a lungul coastei Mării Mediterane și A2, care leagă Barcelona de Madrid. Grupuri de manifestanți purtând banderole pro-independență și pancarte prin care cereau eliberarea politicienilor arestați erau prezente în diferite puncte. În gara din Girona, sute de persoane au forțat un baraj al poliției pentru a coborî pe șine și a împiedica circulația trenurilor. Apelul la grevă generală a fost lansat de organizația intersindicală Pro-Independență CSC, în semn de protest față de nesiguranța locurilor de muncă și contra unui decret al guvernului de la Madrid, care face totul posibil pentru plecarea firmelor din Catalonia. Acțiunea are și un caracter politic, greviștii cerând și eliberarea liderilor catalani arestați. Principalele sindicate spaniole au declinat acțiunile separatiste și nu au susținut greva.